Candidații Pro-România pentru Consiliul Județean și Primăria Slobozia și-au depus candidaturile. Victor Moraru, actualul președinte al Consiliului Județean, și Adrian Mocioniu, primarul în funcție al reședinței de județ, au depus la birourile electorale dosarele de candidatură, intrând astfel oficial în cursa electorală. Alături de ei s-au aflat Marian Neacșu, liderul organizației Pro-România din Ialomița, și o parte dintre membrii echipei de campanie, dar și mulți susținători. Ei sunt colegii noștri cu care Pro-România va merge în alegeri, la alegerile locale, cu Adrian Mocioniu, care ne dorim să-și continue mandatul în fruntea primăriei Slobozia, cu Victor Moraru, candidatul Pro-România, cu care sunt convins, ca și în cazul lui Adrian, că vom câștiga președinția Consiliului Județean. Candidez pentru a finaliza o parte din proiecte, candidez pentru că am convingerea că siguranța cetățenilor din Ialomița ține și de mine și am această obligație să nu abandonez și să continui proiectele pe care le am. Cred că în această echipă, cu Adrian Mocioniu, cu Marian Neacșu, cu Gigi Petre, cu Marian Bălan, cu toți oamenii aceștia pe care dumneavoastră îi vedeți aici, vom reuși să câștigăm aceste alegeri și pentru prima dată, după 30 de ani, PSD să nu mai reușește să câștige alegerile. Suntem un partid tânăr, un partid de oameni curați, bine intenționați, fără interese meschine, fără să ne dorim altceva decât să facem bine pentru acești cetățeni. Eu cred că am demonstrat în acești 4 ani de zile și, de fapt, în cei 20 de ani de administrație, că nu m-a interesat niciodată altceva decât interesul cetățenilor din Ialomița. Moraru consideră că maturitatea electoratului ialomițean va înclina balanța votului spre candidații care au demonstrat că pun interesele ialomițenilor înaintea intereselor partidelor politice. Am convingerea că pe 27 septembrie cetățenii vor alege perspectiva cea mai bună pentru ei și nu vor alege povești care se spun în fiecare zi, nu vor alege oameni care vin doar din 4 în 4 ani să le ceară votul. Cred că electoratul s-a deșteptat, cred că electoratul nu mai poate fi manipulat de afișe electorale BNR și afirmații nefondate. Eu stau în fața dumneavoastră, în fața tuturor cetățenilor acestui județ și pot să vă spun în fiecare localitate tot ceea ce am făcut în cei 4 ani și să nu uităm că n-au fost ani ușor deloc. Victor Moraru a explicat de ce a ales să candideze sub sigla Pro-România. Sunt un om de stânga la baza mea. O candidatură a mea independent crea cu siguranță un culoar mult mai favorabil partidelor de dreapta. Asta este unul dintre motive. Alt motiv foarte important este că eu am intrat într-un parteneriat cu Marian Neacșu în 2016 și nu a fost ușor să batem palma la momentul respectiv, dar din momentul în care am spus da, facem echipă, din acel moment niciodată, dar niciodată în 4 ani de zile, omul acesta n-a greșit, niciodată. Și atunci pot să cred că în continuare putem să facem o echipă bună, faptele vor demonstra că noi suntem cei mai valoroși. De fapt, mi-a plăcut dintotdeauna să mi se spună că sunt omul faptelor și iată că în cei 4 ani de zile am demonstrat că și Ialomița și noi toți putem să performăm. Avem acest spirit de sacrificiu, vrem să facem bine și cred că cetățenii din Ialomița au simțit că suntem oamenii potriviți, oameni potriviți la locul potrivit, cum se spune. Candidatul Pro-România la funcția de președinte al Consiliului Județean Ialomița mizează pe munca și rezultatele obținute în cei 4 ani de mandat în modernizarea județului. În 2016, vă aduceți aminte în ce situație era județul Ialomița. Absorpție de fonduri europene zero, zero proiecte, o administrație publică locală neperformantă, aceea situație a fost și la Consiliul Județean, dar și la Primăria Municipiului Slobozia. Sigur că exigențele cetățenilor sunt justificate, dar trebuie să ne raportăm de unde am plecat. Noi nu am plecat de la plus, noi am plecat de la zero. Și în acel moment, 2016, la care fac referire, niciunul dintre politicienii aceștia pe care dumneavoastră îi vedeți astăzi plimbându-se prin județ și prin oraș să spună cât de interesanți sunt ei, n-au dorit să candideze nici la Primăria Slobozia și nici la Consiliul Județean. N-au făcut asta pentru că le era frică. Probabil și datorită incapacității lor de a face lucruri bune, probabil și datorită zângănitului de cătușe care era la acel moment, n-au fost interesați să vină. Astăzi, când și Adrian Mocioniu s-a chinuit să astupe această groapă, de care nu este vinovat, să rezolve problema apei potabile, de care nu este vinovat, să încerce să rezolve problema tinerilor, de care nu este vinovat,
Același lucru am făcut și eu la nivelul județului Ialomița. Toate drumurile județene erau impracticabile aproape. Sistemul de sănătate era la pământ, se furase și poarta de la spital. Absorbție de fonduri europene zero. N-a dorit nimeni să vină atunci. Astăzi însă vin pentru că li se pare că nu-i mai sperie nimic și după părerea mea cred că s-au și organizat într-un mic grup infracțional care, dacă au reușit să pună mâna pe un partid, cred că vor reuși să pună mâna și pe județ. Am convingerea că poporul nu-i va lăsa să facă aceste nemernicii. Adrian Mocioniu, candidatul pro-România la funcția de primar al Sloboziei, consideră că aturile sale în lupta electorală se bazează pe experiența administrativă și politică obținută în cei 4 ani de mandat, dar și pe proiectele realizate sau în curs de derulare în municipiu. Avem cifre, sunt 35 de milioane de euro pentru care s-a obținut finanțarea pentru municipiul Slobozia. A fost un mandat în care nu doar am reparat greșelile din trecut, am și asigurat un viitor mandat, în primul rând, de finanțare pentru municipiul Slobozia. De asemenea, dacă facem comparație, fiecare direcție, fiecare serviciu, am potențat-o foarte mult comparativ cu anul 2016. Dacă ne uităm puțin la cartierul de tineri, care era în noroaie, era în întuneric, iată că este acum un proiect aproape realizat. Sunt pe același drum pe care am plecat în 2016. Pentru mine a fost foarte ușor de fiecare dată. Am lângă mine aceiași oameni valoroși pe care îi aveam în anul 2016 și suntem o echipă care cred că dacă începem să adunăm realizări pentru municipiu și pentru județ, vă zic că cifrele sunt impresionante. Avem deja o finanțare și un proiect aprobat trecut prin absolut toate comisiile pentru sala polivalentă de 2400 de locuri. Avem în construcție deja pe fonduri guvernamentale locuințe sociale și proiect în execuție. Proiectele pe fonduri europene, cel puțin jumătate dintre ele, sunt urcate în momentul de față pe SEAP și sunt în desfășurare licitațiile. Avem realizări pe care le-am terminat. Procentual vă voi prezenta în acest mandat câte străzi s-au asfaltat de la zero și vă voi arăta comparativ cu toate celelalte mandate. Avem deja parcuri care arată total schimbate față de cum arătau înainte. Vă voi arăta foarte clar servicii, cheltuielile pe care le-am avut cu serviciile pe care le-am făcut și cum am redus cheltuielile cu DADP-ul. Au fost 4 ani de mandat cu o transparență totală din partea municipalității Slobozia și dacă înainte erați învățați să veniți în această locație, să așteptați să iasă mascații de acolo, să se ia declarații, iată că după 4 ani de zile vorbim cu totul și cu totul altceva. Vorbim de proiecte, vorbim de realizări, vorbim de fonduri europene, vorbim de problemele care s-au rezolvat și vorbim de viitorul municipiului Slobozia și vorbim de viitorul județului Ialomița.